Domnule deputat, bună ziua, bine ne revedem aici la dumneavoastră la sediul. Bună ziua, bine ați venit și mulțumim că ați răspuns invitației noastre. E o primă jumătate, ca să intru direct în subiect, o primă jumătate de an politic, cum să-i spunem, activ, controversat, agitat din punct de vedere politic. L-ați definit perfect. Toate mai sus. Toate la un loc, toate aceste ingrediente au făcut parte din această primă jumătate a anului 2018. A fost un an într-adevăr foarte dificil, dinamic, dar din păcate această dinamică nu a fost și una constructivă în sensul aducerii unui plus pentru ceea ce înseamnă guvernarea României și pentru dezvoltarea României, pentru că ne interesează acest lucru. Dacă ați observat și la nivel parlamentar și la nivel guvernamental, s-a intrat într-o dispută cu teme controversate, iar temele reale ale românilor, dezvoltarea economică, dezvoltarea infrastructurii României, drumuri, autostrăzi, sănătate, învățământ, au rămas în plan secundar, ceea ce pe mine personal m-a deranjat foarte mult și dacă ați urmărit și activitatea mea de pe site-ul Camerei Deputaților, ați văzut și numărul mare de întrebări, interpelări, declarații pe care le-am făcut legate și de sănătate, legate și de învățământ, de plata contribuțiilor la personalul didactic și nedidactic. Mă bucur, dacă vreți, nu că eu aș învârti lucrurile să funcționeze cât mai bine, dar încerc să pun umărul și multe din aceste lucruri pe care le-am sesizat în timp s-au rezolvat. Vă duceți vă aminte și cu acest tren special care trecea prin Roman și nu oprea, după interpelarea făcută ministrului s-a rezolvat și cu mașina timp de la Roman, după trei interpelări pe care le-am făcut și către Ministerul de Interne și către Ministerul Sănătății și acest lucru s-a rezolvat și cu plata salariilor, contribuțiilor, mai bine zis, la personalul didactic, nedidactic și didactic auxiliar din învățământ. Până la urmă s-au rezolvat aceste probleme. Vreau să cred că demersul meu a fost unul constructiv până la urmă, pentru că eu am sesizat anumite lucruri care nu funcționează, anumite lucruri care sunt în detrimentul românilor și atunci mi s-a părut firesc din poziția pe care o dețin în acest moment să trag un semnal de alarmă și dacă acest semnal s-a concretizat în lucruri realizate, nu pot decât să mă bucur încă o dată, precizând că nu am învârtit eu cheia în broască, dar probabil am fost un element care a dus spre conștientizarea unei probleme existente și găsirea unei soluții și s-a dovedit că dacă se dorește, se poate. Din păcate, aceste lucruri au trenat foarte mult. Cum spune românul, e bine și în ceasul al 12-lea, deși era mai bine dacă se rezolva la momentul respectiv când se afla situația de criză. Domnule deputat, haideți să luăm cumva punctual, să vorbim despre opinia dumneavoastră, ca atât ca cetățean al României, cât și ca deputat. Despre, de exemplu, această reeditare a celebrei ordonanțe 13, care se vede acum cumva reflectată în modificările codului penal. Așa este. Pentru ca să vedeți buna mea intenție și buna mea credință, vă spun din capul locului că eu, Partidul Național Liberal pe care reprezint, nu avem nimic împotriva modificării, actualizării, modernizării, aducerea în linie cu legislația europeană a oricărui act normativ, în speță a unei legi din România. Numai că aceste lucruri, așa cum spuneam, trebuie făcute în spirit democratic, în spirit european, a respecta punctele de vedere ale Comisiei Europene, ale Comisiei de la Veneția, a statelor cu o democrație consolidată și avansată și ați văzut că în această perioadă au existat semnale de alarmă pe care toți acești factori pe care i-am enumerat au atras atenția asupra unor derapaje existente. Nu au fost numai aceste legi, s-a pornit cu 303, 304, 317 legile justiției, așa numite într-un pachet,
cu privire la organizarea judeciară, la organizarea CSM-ului, au fost lucruri foarte importante. O parte din ele au fost sesizate la Curtea Constituțională, o parte au venit înapoi în Parlament să fie modificate. Lucrurile au mers mai departe cu legea codului penal și cu codul de procedură penală. Au fost dezbateri care până la urmă s-au finalizat în plen, la nivelul plenului, într-o jumătate de zi, cu sute de articole, codul administrației publice locale, codul silvic. Sunt lucruri importante pentru români și sunt lucruri care, încă o dată repet, trebuiau actualizate, trebuiau aduse în standard și în linie cu jurisprudența, dar și cu legislația europeană. Numai că, vedeți dumneavoastră, în acest măr rotund, frumos prezentat, există și un vermișor care roade acolo, sunt puncte care ridică semne de întrebare, că există elemente care sugerează o dedicație către cineva anume. Toate aceste lucruri nasc suspiciune, neîncredere, atât în rândul parlamentarilor, dar mai ales în rândul populației, în rândul românilor, care și-au spus punctul de vedere și prin manifestații și prin articole pe Facebook și în mass media. Mass media a fost într-o dezbatere continuă. Aceste lucruri sunt foarte importante, numai că venind doar cu aceste elemente, în primul rând, dacă ați văzut această temă dezbătută și răzdezbătută a justiției, care sigur ridică semne de întrebare prin produsul final care a fost adoptat în Parlament, au fost neglijate problemele centrale, problemele de bază, fundamentale ale românilor. S-a discutat foarte mult la începutul guvernării despre autostrăzi. Nu avem niciun kilometru de autostradă, vedem. S-a discutat despre spitalele regionale, cele 8 spitale regionale. Nu numai că nu avem niciunul început, dar nu avem niciunul în fază de licitație, măcar, adică într-o formă finalizată a documentațiilor tehnico-economice, care să dea o speranță despre construirea unui astfel de spital. Vorbim de unitățile școlare, vorbim de învățământ. Ați văzut ce s-a întâmplat și la examenul testelor naționale la clasa 8-a, unde am avut un absenteism, l-am numit eu și am văzut că a fost preluat de presa națională acest abandon școlar la final de etapă, pentru că foarte mulți, între 25-30% din elevi, nu s-au prezentat. A spus undeva peste 30.000 de elevi nu s-au prezentat la evaluarea națională. Acest număr pe care l-am avansat este de pe informațiile Ministerului Educației. Sunt aceștia viitori asistați social? Adică ne așteptăm la un aflux atât de mare de asistați social? Și acest lucru este maxim posibil datorită stării de fapt în momentul de față, dar mai trist decât atât, cred că putem vorbi de un eșec umano-școlar. Pentru că acești tineri care au ajuns în clasa 8-a, nereușind să promoveze examenul de ciclu, de final de ciclu gimnazial și să meargă mai departe în ciclu liceal, ei vor avea multe porți de aici încolo în viață închise. Aș vrea să cred că mulți din acești, și probabil vom ști undeva spre sfârșitul lunii septembrie, începutul lunii octombrie, aș vrea să cred că măcar o parte din acești copii, din acești tineri, se vor regăsi într-o formă de învățământ profesional, de învățământ se seral. Se vorbește despre redeschiderea școlilor profesionale. Se vorbește, a și început să se facă acest lucru destul de sporadic și destul de firav, pentru că există și o mutație în mentalitatea românilor, încât pe un suport al gândirii existente, fiecare ar dori copilul lui să meargă să facă un liceu, chiar dacă competența, chiar dacă zestrea instructiv-educativă nu îl recomandă către așa ceva. Și eu vă spun un lucru,
decât să ajungi un funcționar sau într-un post de tehnician mai târziu, în care incompetența, lipsa cunoștințelor să te facă un om marginalizat de colectivul în care vei lucra sau nerecunoscut de către comunitate, de către populația din jur, eu zic că este mai mult decât onorabil să poți să fii un electrician de bună calitate, un tâmplar bun, un zidar pietrar tencuitor. Sunt meserii care, din păcate, în momentul de față, nu-și mai au un flux de personal, de tineri în formarea aceasta continuă, ci și cei care au fost, au plecat în alte părți, către alte locuri, căutând sigur un venit mai bun și mai sigur, și în momentul de față avem un gol din punct de vedere al existenței pe piața muncii a meseriașilor, așa cum le spuneam noi, a specialiștilor în domeniu mediu, dar care este atât de necesar, pentru că fiecare, ori acasă, ori instituție, ne lovim din niște nevoi și vedem că nu găsim atunci când avem nevoie un astfel de specialist, iar dacă îl găsim, carențele în pregătire sau lipsa de interes de multe ori duce către o lucrare de slabă calitate, dacă nu chiar proastă. Vedem chiar și ceea ce se întâmplă și în ultimii ani s-a tot întâmplat chiar și la nivelul instituțiilor publice, în primării, unități școlare, spitale, atunci când o lucrare se contractează, avem două mari probleme. Unu, partea de proiectare, care lasă loc la interpretări, descoperi când încep lucrarea vicii ascunse, trebuie să cauți soluții de finanțare a lor, pentru că proiectarea nu este făcută cu maximă competență și la fața locului. Mulți încearcă să rezolve proiecte importante din birou, ori acest lucru demonstrează mai târziu, când lucrările încep, că proiectarea a fost una slabă sau care are carențe. Iar dacă ajungem și în faza de lucrări, ne lovim de a doua problemă, lipsa unei calități a muncii, a unor firme care la nivelul mediului de afaceri românesc se străduiesc, sunt oameni care străduiesc, chiar poate ar dori să facă, dar lipsa personalului de calitate. Am văzut și în această săptămână, mai vin și la mine la audiențe, la cabinetul parlamentar, oameni care caută un loc de muncă. Păi eu am văzut că pe lista ale OFM sunt 300 de lucruri de muncă pe săptămână. Numai să vrei să muncești. Dar ne-am translatat într-o zonă a comodității, a avea un serviciu în care să fim cât mai puțin solicitați, probabil să se câștige cât mai bine, probabil și lipsa unei pregătiri temeinice duc către a aborda o astfel de atitudine. Este un lucru care nu-i pozitiv pentru piața muncii din România și cu reflexie majoră în ceea ce înseamnă un produs de bună calitate. Domnule deputat, noi prin natura meseriei noastre avem ocazia să interacționăm cu oameni din diverse categorii sociale. Mulți dintre ei patroni cu zeci de angajați, mai toți ne spun același lucru. Trebuie să reactiveze persoane ieșite la pensie pentru a face anumite lucrări, pentru că, așa cum spuneați, nu există o bază, un flux nou de meseriași. Deci, redeschiderea acestor școli profesionale ar fi o idee fantastic de bună. Cum se poate face asta? Pentru că trebuie neapărat să se semneze o petiție online, pentru că asta e noua modă. Lucrurile au început să se miște, au început să apară învățământul profesional. Vă spuneam că problema majoră este aceea a mentalității. Pentru că un părinte gândește în mod direct către copilul său, căutând o soluție care ar putea, din punctul de vedere a părintului, să fie cât mai bună pentru copil, dar nu întotdeauna plecând de la o realitate, adică are copilul competențele specifice, are abilitățile, inclinația nativă necesară. Vorbim de ceea ce înainte, când eu eram director de colegiu, se făcea și cred că se făcea destul de bine
și a mers într-un rit destul de bun, dar apoi a fost părăsită această idee, orientarea școlar-profesională. Acolo unde dirigintele, psihologul școlii, în legătură cu conducerea unității școlare, cu părintele, căutau soluții astfel încât copilul să fie plasat într-o zonă a învățământului care să-i permită o activare în viitor, o perspectivă a dezvoltării carierii profesionale în concordanță cu realitatea imediată legată de persoana respectivă. Lucrurile acestea nu prea se mai întâmplă, cred că școala ar trebui să vină mai apăsat în această orientare școlar-profesională, ea să nu fie una formală, ci să fie una realistă, plecând de la inputuri foarte concrete și realiste și prezentând părinților, elevilor, un parcurs viitor care ar putea să-i asigure și un succes profesional. Din păcate, acest lucru este mai puțin prezent astăzi. Vedem că o parte din tineri ori caută să meargă către un învățământ liceal, ori, dacă nu, gândesc abandonul și de acolo plecarea peste hotare, ca și cum ar curge lapte și mere. Peste hotare trebuie să lucreze în sigur, domeniu. Sigur, și am văzut că deja lucrurile s-au deteriorat foarte mult. Adică chiar dacă există o nevoie acută a forței de muncă, se caută totuși profesioniști. Acolo unde persoanele nu dețin o anumită pregătire profesională, o pregătire instructiv-educativă care să se reflecte în calitatea muncii, ajung să fie bune, să întrețină bătrâni, adică și vină munca mai de jos, care le asigură la prima vedere un venit mai bun față de ce ar fi putut câștiga același individ probabil în România la un moment dat, dar care nu le dă o perspectivă viitor, pentru că mulți dintre ei nu plătesc contribuții la sănătate, șomaj, și ajung la o anumită vârstă când, din cauza vârstei, a sănătății și așa mai departe, nu mai reușesc să presteze aceeași muncă pe același nivel de calitate cerut și se găsesc că apar într-o situație de imponderabilitate din punct de vedere a plasării forței de muncă. Eu am întâlnit aici în audiență, nu mai merge afară, nu ne descurcăm, am venit, găsiți-mi și mie un loc de muncă în țară. Păi sunt locuri de muncă, uitați-le. Da, dar aș vrea, dacă s-ar putea, la stat, în instituție publică, pe un serviciu, dacă se poate, cât mai ușor, cu o salarizare cât mai bună. Trebuie să înțelegem cu toții că munca trebuie să se reflecte în salarizare și salarizarea să fie o plată a muncii de calitate. Altfel lucrurile nu vor funcționa nici în plan personal, nici în plan comunitar. Toate aceste idei, toate aceste probleme pe care le discutăm acum, ar putea avea rezolvare prin politica românească dacă politica în acest moment nu ar fi doar un conflict între partide, ci un conflict între idei și argumente? Sigur. Sigur că ar putea fi, pentru că, din păcate, dacă urmărim din anii 1990 până în prezent, cel puțin aceasta este perspectiva mea. Și dacă nu sunteți de acord cu mine, vă rog să mă contraziceți, iar telespectatorii noștri au puterea să, sigur, și obiectivitatea în care să-mi dea dreptate sau nu. Dar eu consider, prin ceea ce văd, prin activitatea pe care o desfășor, că din 1990 încoace, am avut așa, parcă în, vorbind de calitatea clasei politice, un clopot al lui Gauss. A început pentru că nu aveam de unde să avem o clasă politică consolidată la vremea respectivă, venind dintr-o zonă a dictaturii, a unui sociocomunism cu față umană, așa cum era numit, și au început ușor, ușor să crească, să se formeze, din păcate transferând totodată și metehnele preluate din acea perioadă, dar din punct de vedere al pregătirii, al verbului, al atitudinii, al bunei intenții, am avut o creștere, am ajuns undeva probabil în jurul anilor 2000, să zicem, la un vârf de formă, folosind un termen sportiv, și de atunci, din punctul meu de vedere, asistăm din nou la o coborâre, observăm că clasa politică nu este una care să fie respectată de populație, de altfel avem și rezultatele la alegeri, pentru că mulți au o lehamite față de ceea ce face clasa politică. Nicăieri în lume clasa politică nu are, ca să spun așa, o stimă și o considerație în mod deosebit, dar măcar prin ceea ce produc, prin ceea ce fac,
au o recunoaștere a activității. La noi suntem mai mult într-o zonă confuză, o zonă a conflictelor, o zonă în care caută să se rezolve interese ad personam sau de grup, și toate aceste lucruri duc către o populație o imagine nefastă pentru clasa politică, de altfel reală. Și pierde încrederea în politicieni. Să știți că sunt și oameni care se străduiesc și vor să facă. Numai că știți dumneavoastră, într-un pahar de apă, dacă pui o picătură de cerneală, nu se vede. Dacă pui două, parcă ar începe. Dacă pui 3, 4, 5, deja denaturează culoarea inițială. Așa se întâmplă și aici. Corect. Corect. Așa se întâmplă și aici. Dacă lucrurile sunt duse într-o demagogie, într-o dezbatere sterilă, dacă lucrurile nu sunt pe baza argumentelor și a unei competențe care să vectorizeze până la urmă un nivel de trai mai bun pentru români, dacă îi păcălim pe oameni că le creștem salariile, că le creștem pensiile, în fapt, ele fiind în valoare nominală crescută, dar prin ceea ce înseamnă inflație, creșterea prețurilor, puterea de cumpărare este mai mică decât înaintea creșterii acestor venituri, atunci sigur că oamenii nu pot fi păcăliți, nu pot fi prostiți, își dau seama și le apare această retragere din a avea o dezbatere sau chiar o susținere pentru clasa politică. Acest lucru nu trebuie să ne descurajeze, sigur că da, trebuie să luptăm mai departe. Eu sunt un promotor a unei activități competente. Eu am să vă spun un lucru, poate o să supere mulți din colegii mei din zonă sau din țară. Chiar n-aș vrea să avansez procente, am vrut să spun, dar uite, nu mai spun procentul, dar să știți că e un procent semnificativ de oameni care se află în Parlamentul României și nu au o acoperire în ceea ce înseamnă instruire, educație, bună credință. Da, dar din păcate acest procent pe care am vrut să-l spun, dar nu-l mai spun, este din ce în ce mai mare, este semnificativ și deteriorează vizibil nu doar percepția populației față de clasa politică, care e în plan secundar, deși important, dar denaturează actul politic, actul administrativ, actul de guvernare, și avem ceea ce trăim astăzi cu toții. Spuneați mai devreme de respectul pe care îl pierde cumva sau de care nu se bucură clasa politică. Eu am adăugat încredere că da, începe să scadă, da, așa este, populației în clasa politică. Și pe bună dreptate, și pe bună dreptate. Adică eu nu pot să fiu un fariseu care să spun, da, domnule, se muncește, dar nu se vede, lumea nu știe să aprecieze. Nu, eu cred că cetățeanul este un factor obiectiv care foarte bine percepe lucrurile din jur, chiar dacă nu coboară cu foarte multă grijă sau uneori nu are suficiente cunoștințe despre un domeniu din punct de vedere tehnic, dar vede ceea ce se întâmplă. Și lucrurile sunt într-o zonă în acest moment de tremans, într-o zonă în care, pe de o parte, se spune de către guvernanți, cresc salariile, cresc pensiile, iată, suntem la, vă dau exemplu, dacă vreți, numai inflația e la 5,5%, și a plecat de la 0,2. Gândiți-vă de câte ori a crescut. Am ajuns cu roborul la 3,46, care influențează creditele în lei ale românilor, fiind până la urmă indicatorul care modifică dobânda băncilor. Vorbim despre schimbul valutar care se apropie de 3,7, de 4,7. Vorbim despre faptul că deja dau împrumuturi, deci din ce în ce mai greu și cu mai multe restricții. Vă spun deja că și băncile internaționale, atunci când vin să crediteze statul român datorită a unei lipse de încredere despre ceea ce vorbim, nu mai dau pe termen lung, dau pe termen mai scurt și cu dobânzi din ce în ce mai mari. Din păcate, aceste credite, aceste împrumuturi care se iau nu se duc către o activitate durabilă și sustenabilă, să construiești în investiții din care o parte din bani s-ar întoarce înapoi, asigurând locuri de muncă să fie din ce în ce mai bine plătite, cele se duc tot în Păi, dacă ați putut observa, ajutoarele sociale depășesc de câteva ori sumele pentru pensia românilor, cuantumul pensiilor românilor. Deci avem probleme majore. De altfel, Partidul Național Liberal a venit cu o propunere legislativă care a și fost adoptată în Parlament, este un rezultat frumos al nostru,
dar nu de dragul medaliei de a ne pune nouă în piept, ci de dragul peției a comunităților, și anume atunci când un asistat social primește un loc de muncă pe care îl refuză sau este îndrumat către un curs de personalizare, profesionalizare, specializare pe care refuză, să piardă indemnizația de ajutor social. De ce? A dispărut dorul de muncă în România, nu mai avem drag de muncă. De obicei nu discutăm, nu vorbesc de oameni de bună credință, care majoritatea fac acest lucru, dar există acest segment social care, dacă vreți, este o tară, este o greutate de piciorul societății și a comunității, în care se discută nu cum să se meargă la muncă, cum să se facă ceva, cum se poate combina ceva. Cred că ar trebui să ne scoatem din atitudine, ar trebui să ne scoatem din vocabular acest lucru de a combina, de a încerca să dai un tun. Lucrurile deja s-au depărtat din anii 90, când eram într-o perioadă a unei nebunii totale și fiecare făcea ce voia, fiind de fapt un element mai mult de anarhie decât de democrație. Trebuie să intrăm în democrația consolidată, trebuie să intrăm în această teorie a lucrului bine făcut și trebuie să intrăm în responsabilizarea de la nivelul cetățeanului până la nivelul guvernanților, astfel încât să avem un plus pentru societatea noastră. Trebuie să vedem mai întâi și clasa, mă întorc la clasa politică, pentru că cetățeanul asta e, de asta e interesat, de clasa politică. Și, în general, când se uită spre clasa politică, primul cuvânt care îi vine în minte este corupție. Acum, eu vreau să vă întreb, cum vă situați dumneavoastră, Laurențiu Leoreanu, deputat, personal, față de campania, de exemplu, fără penali? E o campanie la modă. Fără penale în funcții publice. Nu, nu, este o campanie la modă. Este o campanie impusă de realitatea deci imediată. O este o necesitate. Acum lucrurile ar putea fi nuanțate. De exemplu, dacă cineva a făcut un accident de mașină în mod nevoit, s-a întâmplat o dramă, da, acolo nu este un lucru care ar trebui sancționat și post-eveniment. Pentru că evenimentul propriu-zis care s-a produs a venit cu sancțiunea lui. Așa e. Unui om trebuie dată a doua șansă. Dar dacă vorbim despre corupție, dacă vorbim despre viol, dacă vorbim despre omor, dacă vorbim despre evaziune, despre furăciuni, atunci sigur că aici lucrurile trebuie să se situeze în această sintagmă, fără penali. De altfel, ca să nu facem o defalcare a situației, luându-o în integrum, sunt și eu de acord cu această acțiune, fără doar și poate, și de altfel s-a văzut și atitudinea mea la votul dat în Parlament pe diferite subiecte sensibile și unde, într-adevăr, poate aici a fost un element constructiv unde opoziția în jurul PNL-ului, aducând și ca sateliți pe USR, PMP, a dat un semnal și s-a coagulat în momentul orei unei decizii importante. Chiar dacă s-a trecut cu plugul și s-a mers mai departe, vom vedea ce se va întâmpla. Multe sunt sesizate la Curtea Constituțională. Președintele probabil va întoarce înapoi în Parlament unele aspecte care sunt date de specialiștii de la președinție legate de aceste elemente de justiție, de fiscalitate. Mai durează ca lucrurile să intre într-o normalitate. Noi ne dorim, ne zbatem pentru acest lucru. Eu cel puțin voi face mereu, dacă ați văzut și prin intermediul dumneavoastră a presei locale, dar sunt unul din primii 10 parlamentari PNL care suntem prezenți în presa națională și cred că spun lucrurile cu subiect și predicat, așa cum i-am învățat pe Romașcan și la primăria municipiului Roman am făcut acest lucru cât am deținut această poziție de primar. Încerc să fac lucrurile cât mai bine după experiența, după competența mea și vreau să vă mai răspund la această întrebare doar într-o propoziție legată de corupție. Să știți că într-o analiză pe care am făcut-o și cu specialiști și cu sociologi, din păcate, în ultima perioadă, când lucrurile oricum s-au mișcat într-un sens pozitiv,
nu corupția în momentul de față e principalul flagel al nedezvoltării. Principalul flagel este incompetența. Pentru că sunt puși oameni acolo pe principiu și ce dacă e prost, e prostul nostru. Și de altfel toate partidele au făcut așa, dar cred că trebuie să avem o schimbare de paradigmă. Trebuie ca omul competent să se regăsească într-o poziție în care să poată aduce un plus pentru instituție și pentru comunitatea din care face parte. Vorbiți de un guvern tehnocrat? Nu, nu vorbesc de un guvern tehnocrat. Din punctul meu de vedere, un succes poate fi adus doar de un guvern politic în care să se regăsească oameni competenți. Nu, pentru că tehnocrația are treaba ei în plan 2, în plan 3. Dar la nivelul răspunderii guvernamentale trebuie să existe omul politic care să aibă o decizie pentru un program de guvernare asumat, dezbătut într-o campanie electorală, asumat de Parlament și urmărit de guvern. Pentru că și aici, în programul de guvernare actualului guvern, am avut elemente bune și importante pentru români, dar vedem că ele nu există pe agenda de lucru a guvernului și vedem că, din păcate, lucrurile nu funcționează. Iar incompetența este ridicat la nivel de cinste pe cea mai înaltă poziție executivă a țării, la nivel de prim-ministru. Am avut zilele acestea vizita primului ministru în Muntenegru și a vorbit de altă capitală. Aduceți-vă aminte cât ne inflamam noi și pe bună dreptate când cineva venea în România și spunea: bine v-am găsit la dumneavoastră acasă aici la Budapesta. Vă aduceți aminte? Da. Ei, cum să te duci tu în Muntenegru și să spui bine v-am găsit aici la Priștina? Adică sunt niște lucruri când tu te afli în Podgorița. Adică sunt niște lucruri la nivel de prim-ministru când măcar consilierul de lângă tine trebuie să-ți noteze pe hârtie. Că primul ministru are un aparat de consilieri prost? Prost sau se află într-o situație a analfabetismului funcțional. Adică putem citi, dar nu înțelegem. Din păcate aici cred că e un pic și mai agravant, că nici nu prea putem citi. Sau dacă s-au întors foile, am pierdut orice șir logic. Este foarte trist ceea ce se întâmplă. Deși zâmbim cu foarte multă îngăduință, dar este trist. Este trist. Gândiți-vă în ce fază un prim-ministru al României, care peste o perioadă nu foarte îndepărtată se va afla în această poziție în care România va prelua conducerea Consiliului Europei, va sta la masă cu cancelarul Austriei, cu cancelarul Germaniei și din poziția de a conduce în această perioadă Consiliul Europei va emite puncte de vedere. Ce va putea emite primul ministru al României despre dezvoltarea Europei? Ce va putea emite ministrul transporturilor din România când va sta la masă cu ministrii transporturilor din Europa și le va explica despre infrastructura Europei, cum trebuie să se facă autostrăzile, circuitele feroviere sau feroviare sau navale, când nu a construit în țară un kilometru de autostradă. Suntem într-o situație foarte dificilă, din păcate, a incompetenței, care, din punctul meu de vedere, a depășit în trombă acel element foarte important pentru economia și sănătatea României al corupției. Tot ce rămâne românilor este aparent speranța. Este sigur. Spere spre mai bine. Sigur, întotdeauna trebuie să luptăm și să fim atenți la ceea ce se întâmplă. Și să știți că până la urmă, în general, se vorbește de doctrină, de politici. Eu cred că oamenii trebuie să fie atenți la oameni. Pentru că un partid este format din oameni. Am să vă spun, chiar dacă puteam să-mi atrag critici, niciun partid nu este perfect. Niciun partid nu avem numai competență, calitate și corectitudine. Dar contează cantitatea de incompetență, de corupție și de proastă credință care se află într-un partid. O românii trebuie să vadă acest lucru și să dea șansă, chiar și pe principiu, dacă vreți, a rotirii la guvernare. Pentru că întotdeauna unul care vine dorește să arate că poate mai mult și poate debloca o anumită stare de fapt. Domnule deputat, vă mulțumesc foarte mult pentru că... Și eu vă mulțumesc.